Bine v-am găsit, dragii mei prieteni, pentru că am primit foarte multe, foarte multe mesaje pe Messenger, dar și multe comentarii la videoclipurile pe care le-am făcut despre sănătate, pentru că asta este tema de astăzi. Foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți dornici și vă doriți să aflați care este adevărul despre cum te poți vindeca. Și pentru asta trebuie să înțelegem, să începem cu ABC-ul, să începem cu cauzele îmbolnăvirii, care sunt spirituale. Deci nu putem să tratăm și să vindecăm o boală dacă nu înțelegem parcursul, cum anume ne îmbolnăvim. Să știți că boala niciodată nu apare deodată sau din senin. Îmbolnăvirea trebuie să ridice un semn de întrebare. Trebuie să te facă să-ți dorești să afli ce anume este nepotrivit în viața ta, pentru că de acolo vin cauzele. Deci, trebuie să meditezi, să înțelegi, să te gândești, să cauți să afli, să înțelegi limbajul bolii. Este un semnal al organismului, dar și a vieții, care îți semnalează anumite derapaje. Și este greu pentru noi, pentru că este un manual pe care nu că nu l-am citit, dar nu am putut să ne gândim vreodată că ar exista. Mai ales să știm și unde să căutăm și cum anume să aflăm adevărul despre însănătoșire. De aceea sunt eu astăzi aici, pentru că de foarte mulți ani studiez aceste lucruri și sunt bucuroasă să împărtășesc cu voi tot ceea ce știu. În prima fază, boala pare a fi un dușman dornic, să ne facă rău sau chiar să ne ucidă. Dar dacă ajungem să înțelegem ce a cauzat-o, ea devine un element transformator pentru întreaga noastră viață. Boala, de fapt, este marea noastră șansă de a afla mai multe despre noi înșine, dar și despre viață în general. Și despre lumină, despre Dumnezeu. Dragii mei, dacă înțelegi mesajul spiritual al bolii, atunci ea va dispărea, va pleca singură. Vei reuși să te însănătoșești, pentru că boala nu a venit să-ți facă rău, ci a venit ca un prieten care vrea să spună că nu ești pe drumul cel bun. Ca și subtemă pentru live-ul de astăzi, este legătura dintre minte și corp. Cauzele spirituale ale bolilor, mai exact. Sunt foarte multe cauze spirituale ale bolilor și mai ales detaliate pe boli, ceea ce mi se pare fascinant odată, pentru că dacă tu reușești să faci ceea ce trebuie în a te vindeca, și anume, un exemplu, să schimbi alimentația, modul de viață, să-ți oferi nutrienții de care ai nevoie, să detoxifiezi corpul, să faci mișcare, și aici lista poate continua, dar dacă faci toate astea, dacă le vei îndeplini, nu e de ajuns dacă tu nu coroborezi cu meditația asupra cauzelor bolii tale. Nu vei reuși să menții însănătoșirea sau, dacă te vei vindeca, este posibil să te și vindeci, ea se va muta în timp într-o altă sferă sau la un alt organ sau poate la partea psihică, la nivelul superior al ființei umane. Și cauzele spirituale ale bolilor, într-o definiție empirică, țin de psihologie, de psihic și de emoție. Țin de intenție și de faptă. Ființa umană, în complexitatea ei,
este un câmp energetic. Este o ființă spirituală și este mai mult decât energie. Dar pentru a face conjuncția, la un mod cât se poate de simplu, de ușor de înțeles, între spiritualitate, duhovnicie și ființa umană, materială, vom rămâne la această idee că omul este o ființă care este formată din energie. Acest sistem energetic care creează ființa umană, din care este formată ființa umană, este un continuum de structuri dinamice, funcții, procese, percepții senzoriale și facultăți cognitive, care variază de la grosier, substanțial și vizibil. Fluide, sânge, carne, mușchi, vase, nervi, oase, etc. Până la cele subtile, invizibile, adică senzații, percepții, sentimente, emoții, gânduri, imagini și vise, etc. De la acestea din urmă provin cauzele spirituale, dar și de la fapt, de la înfăptuire. Deci, fluxul și transformarea reprezintă fundamentul câmpului. Există o coerență și o unitate care există în acest continuu. Și acela este psihicul sau calitățile imateriale ale minții. Și mintea, gândul, are capacitatea de a se materializa, de a se somatiza, de a deveni tangibilă. Și așa omul a fost creat un microcosmos într-un macrocosmos. Și universul este de asemenea un microcosmos în macrocosmos. Aici e vorba de hologramă, de fractali, de chip și asemănare. Ambele sfere psihice și fizice sunt caracterizate de o mobilitate neîncetată. Deci sunt în continuă mișcare. Energia nu se oprește din mișcare niciodată. Părțile structurale ale organismului au formă și se mișcă. Fluidele, sângele, mușchi, oasele. Și în mod similar, conținutul minții capătă formă și se deplasează de la un loc în altul. Întipare recognoscibile, adică imagini și idei, care capătă formă. Gândurile sunt fie superficiale, fie profunde, cele care se repetă. Sar de la unele la altele, se mișcă, iar așa se formează obiceiurile mentale. Dezvoltarea umană este un proces de formare, fără cusur. Este un proces formativ, este o expresie a inteligenței întrupate în spațiu și timp. Este o întrupare a inteligenței, a înțelepciunii și această descriere ar putea continua. Această constituție întrupată, născută, este inițiată și susținută de o putere organizatoare. În diversele culturi, naționalități ale acestei lumi, ale întregului glob pământesc, puterea aceasta creatoare, energia care susține totul pe pământ, unii o numesc chi, alții o numesc prana. Chi sau chi este denumită în acupunctură, în medicina tradițională chineză, mai exact, prana este în Ayurveda, tradiția indiană. Ea mai este denumită și forță vitală și chi în cultura japoneză. Anima sau pneuma în cea grecească, ruh, vânt interior, dar din punctul meu de vedere ea poate fi foarte bine și expresia dătătoare de viață a Duhului lui Dumnezeu. Vedeți? Deși culturile diferă drastic unele de altele pe acest glob pământesc, energia este singurul lucru
care nu este negat, contestat, care în mod irefutabil este acceptat de toate culturile, încă din antichitate. Aș vrea, înainte de toate, să vă asigur că sunt un creștin ortodox până în măduva oaselor și că acest aspect pe care îl discut astăzi nu ține de erezie. A studia alte culturi, a înțelege ființa umană, a citi diverse studii științifice, nu face decât să completeze într-un creștin și să aprofundeze, scuzați-mă, dragostea și credința sa pentru Dumnezeu. Pentru că toate aceste aspecte, tot ceea ce citim la alte popoare, dacă privim prin prisma unei înțelegeri duhovnicești creștine, pe care se presupune că un creștin până la 30-40 de ani o dobândește, pentru că noi trebuie să citim întâi Sfânta Scriptură, scrierile Sfinților Părinți, Filocalia și alte scrieri ortodoxe pentru a ne putea forma o bază, o temelie de unde să construim. Și această temelie și bază niciodată nu va fi dărâmată de niciun cutremur, indiferent cât de mult vom studia noi din alte culturi și înțelepciuni ale acestei lumi. Și acum că am explicat asta și aș vrea să înțelegeți că sunt și rămân un creștin ortodox până în măduva oaselor, înțelegem că totul este alcătuit din energie. Dacă ne gândim la teoria Big Bang, care explică faptul că Universul a luat naștere dintr-o explozie de energie, lucrul de neacceptat pe care eu îl văd aici, în această teorie, este faptul că nu se trece dincolo, înaintea acestui Big Bang. Da? Eu nu pot să contest faptul că a existat sau nu a existat Big Bang-ul. Nicio problemă. Dar cine a creat această explozie ca acest Big Bang să aibă loc? Deci Dumnezeu. Încă o dată, mie, ca și creștin ortodox, mi se întărește credința că atunci când Dumnezeu, prin Hristos, prin Iisus Hristos, care este cuvântul, care a dat viață și glas voinței Tatălui, atunci când s-a întâmplat acest lucru, lumea materială s-a creat printr-o explozie. Eu n-am nicio problemă cu asta. Dar am o problemă cu faptul că știința reduce la o simplă explozie cosmică, chiar și cosmică, la dimensiuni inimaginabile, reduce creația Universului la o întâmplare. Întâmplarea este, de fapt, voința lui Dumnezeu, care a fost și este înainte de Big Bang și care a creat pământul, cerul și tot ceea ce există. Că această explozie după cuvântul lui Dumnezeu a fost cauza pentru care s-au format particulele subatomice, apoi atomii, apoi elementele și în cele din urmă lumea în care trăim astăzi. Și această energie curge continuu în toate, în toate cele ce există în univers, în cosmos, inclusiv în ființele umane, inclusiv în cele anorganice, organice și tot ceea ce există și la care noi nu ne putem gândi. Dumnezeu este în toate. Și cum mai este Dumnezeu? Cum se manifestă Dumnezeu? În afară de existența deja devoalată, deja revelată, pe care o vedem astăzi, eu, tu și tot ceea ce ne înconjoară. Dumnezeu se mai manifestă și în starea potențială, în ceea ce ar putea fi. Da.
ci în ceea ce va fi. Înțelegerea acestui lucru ne ajută să percepem conceptul că tot și noi toți provenim din aceeași sursă. După cum v-am spus și vă repet, pentru mine, oriceea ce studiez în această lume, pe mine nu mă împiedică să cred în Dumnezeu și în Iisus Hristos. Și încă o dată, această teorie a Big Bang-ului mie îmi arată că toți provenim din aceeași sursă. Spunea un sfânt, îmi scapă numele acum, vă rog să mă scuzați, dar este un sfânt care a făcut un cerc în mai multe cercuri și care a pus pe fiecare cerc oameni, iar în mijlocul cercului, pe Dumnezeu. Știm că cercul este prezentarea infinitului. Cu cât oamenii se apropiau mai mult de Dumnezeu, fiindcă înspre centru, cercul, este mai strâns și mai strâns, cercurile din cerc, cu cât se apropiau oamenii mai mult de Dumnezeu, cu atât erau mai aproape unii de alții. Dar, dacă te apropii de om, pe latura ta sau pe latura voastră, și nu mergi și înspre Dumnezeu, nu faci decât să fii tu cu acea persoană și separată de restul lumii și de Dumnezeu. Deci esența și frumusețea lui Dumnezeu între doi oameni, între dragostea a două persoane, doi oameni, este că ea întărește și mai mult acea relație și relațiile pe ansamblu interumane. Dragii mei, de aceea vă îndemn și caut profeții și învățături creștine pe canalul meu de YouTube, Rugă către Cer, sau aici pe pagina de Facebook și pe TikTok, și vă explic că nu trebuie să ne temem de nimic, că această imensitate, această putere atot cuprinzătoare, atot puternică, este cea care ne ține pe noi creștini. Este cea care ne iubește pe noi oamenii în general, indiferent de religie. Pentru că vrea Dumnezeu să ajungem la adevărul cunoștinței, și anume la ortodoxie. Dar, de aceea vă îndemn să nu vă temeți de vremurile pe care le trăim. Pentru că acești stăpâni, acești care se crede a fi stăpânii lumii, oameni fără minte întreagă, se luptă cu o putere care a creat cerul și pământul. Cât de nebun să fii să te pui contra acestei puteri și contra unor miliarde de oameni. Și nu doar a unor miliarde de oameni care există, ci și a celora care ar putea fi ca urmașii noștri. Pentru că în momentul în care tu te pui contra istoriei și a dăinuirii vieții pe pământ, perturbi cursul întregii vieți pe pământ. Cât de nebun să fii să crezi că poți câștiga într-un asemenea război. Dar am divagat, am plecat de la boli și am ajuns la aspecte de o profunzime care ar solicita nu doar un videoclip special, ci mai multe. Ne întoarcem la energia vitală, la cea care susține viața și cea care este, care poate fi perturbată sau poate fi afectată de gândul nostru, de intenția noastră, de păcatele noastre, de greșelile noastre, de energia psihică, pe ansamblu, dar și de energia magnetică a inimii. Acest concept
a fost foarte bine înțeles de strămoșii noștri. Iar medicina actuală ignoră această parte atât de importantă a ființei umane, a dezvoltării ființei umane, a însănătoșirii ființei umane, a prevenției îmbolnăvirii. Ea face efectiv abstracție de această realitate ancestrală. Dar noi avem resurse de unde să ne hrănim această informație și să înțelegem ce avem de făcut. Eu nu susțin vindecarea energetică. Pentru că energia este un instrument. Iar practicile energetice o prezintă ca pe un izvor, ca pe o esență de viață. Nu. Izvorul este spiritual, duhovnicesc pentru noi ortodoxi. Pentru că Dumnezeu este duhovnicesc, iar nicăieri în Sfânta Scriptură noi nu găsim această noțiune de energie. Pentru că, tocmai pentru că ea este un instrument. Și atât. Este ca un component din structura anatomică a ființei umane care nu definește omul în expresia sa de zi cu zi sau în ascensiunea sa spre cer, cum ar fi atomul. Este un element, e adevărat, plin de lumină. Ne face să înțelegem că și prin aceasta Dumnezeu se revelează, că e în corpul nostru, e foarte adevărat. Dar este un element, nu într-atât încât să fie prezent în Sfânta Scriptură, unde se vorbește despre Dumnezeu și despre cum noi putem ajunge la El, de unde am fost amăgit să ieșim, prin propria voință liberă a omului. Deci nu vă recomand practicile energetice și vindecările energetice pentru că nu fac decât, deși unele dintre ele vor avea rezultate, nu fac decât să ducă mai sus, la un alt nivel, la un alt câmp, starea de boală. Sau să o transmită către urmașii noștri. Tocmai pentru că vindecarea și boala au două rațiuni. Ori rabzi și mulțumești lui Dumnezeu pentru că nu știi ce să faci altceva, nu te poți vindeca și prin asta îți ispășești acele greșeli pe care tu le-ai făcut și pentru care fiecare plătește. Pentru că nu Dumnezeu ne cere să plătim, ci însuși greșeala, însăși greșeala, însuși păcatul și viața noastră, alegerile noastre greșite, ne îndepărtează de El și asta este pedeapsa. Ori ispășim păcatele și greșelile prin boală, sau înțelegi ce s-a întâmplat, studiezi, cauți să afli. Bineînțeles, în tradiția creștină, te spovedești, te împărtășești și mai mult decât atât, nu mai repeți. Deoarece spovedania, dragii mei, nu este acea acțiune simplistă de a merge la un preot și a spune ca un papagal ce ai făcut și ce crezi tu că ai greșit. Nu. Spovedania în sine este o taină. Este o schimbare a minții, adică metanoia. Spovedania în sine este un act intelectual, inteligibil. Este un act spiritual. Sunt multe lucruri pe care le putem spune când vine vorba de spovedanie. Nu e o chestie pe care oamenii o fac așa pentru că sunt niște creduli. Și atât. Scopul și tema acestui live este legătura, conexiunea dintre minte, trup și boală.
Și avem acum nivelurile și aspectele minții. Și anume, senzațiile, percepțiile, gândurile, ideile, sentimentele și emoțiile. Senzațiile și percepțiile apar din părțile specifice, somatice, cum ar fi pielea, mușchii, viscerele, urechile, ochii, nasul, gura și limba. Simțuri. Gândurile și ideile apar din psihic, din imaginație, din amintire, din vise, din atenție, din contemplare reflexivă, din mediul înconjurător, din experiența de viață și din ceea ce am auzit. Sentimentele și emoțiile sunt rezultatul, răspunsul nostru la senzații și percepții, cele care apar în interior, precum și cele care apar din exterior, care intră în câmpul nostru de conștientizare și cel energetic. Aici se face metamorfoza, transpunerea de la spiritual la somatic, de la intangibil la tangibil, de la energie la materie. Deși și energia este o formă de materializare. Dar energia este pe mai multe niveluri, așa că putem să facem distinția între energie și materie. Deci modul prin care energia vitală se mișcă sau nu se mișcă este stagnată, blocată, are o viteză mai mare, are o putere de încălzire, răcire mai mare în corpul nostru. Acest mod prin care se mișcă energia și cum interacționează ea cu organele și cu corpul fizic, aceasta determină natura bolii. Iar energia vitală este afectată și poartă încărcătura psihoemoțională a fiecăruia dintre noi și nu de astăzi sau de ieri, ci de când ne-am născut. Orice activitate a noastră, fie că este psihică, emoțională sau fizică, chiar și cele care țin de schimbul intercelular, chiar și cele care țin de schimbul de gânduri dintre persoane sau de cuvinte, totul este o expresie a mișcării energiei vitale în care suntem toți și din care suntem toți și cu ajutorul căreia existăm toți. De aceea noi suntem legați unii de alții, interconectați, nu legați. La nivelul percepției senzoriale, cum ar fi pielea, ochii, urechile, nasul, la nivelul percepțiilor, energia vitală se manifestă sub forma calităților de mișcare asociate cu mușchii, nervii, organele de simț, dar la nivelul gândurilor, al ideilor și imaginilor, energia vitală se manifestă sub forma activității intelectuale, a minții și de cunoaștere. Și ca să completăm trinitatea, energia vitală ia și forma sentimentelor și a emoțiilor, care sunt exprimate sau experimentate simultan. Orică evenimente, orică acțiuni, mișcări fizice sau mentale. Această energie organizează tot ce mișcă și prin ea există. Și această energie păstrează o amprentă care poate fi ștearsă nu prin întoarcerea în timp, ci prin conștientizare și schimbare. Principala poartă de intrare a acestei energii în corpul nostru fizic este sistemul nervos. Sistemul nervos central, în primă fază, așa cum este el definit în termeni occidentali, ne gândim la capacitatea organismului de a regla și coordona o multitudine de funcții complexe și interrelaționale.
locomoția, percepția, cunoașterea, circulația, digestia, eliminarea, detoxifierea, reproducerea, regenerarea, creșterea, maturizarea, degenerarea și moartea. Toate aceste procese implică mișcări la nivel macroscopic de organe, mușchi, nervi și oase, precum și microscopic, când vine vorba de metabolismul celular. Deoarece aspectele senzoriale, neuromusculare, emoționale și cognitive ale sistemului nervos și ale minții sunt legate de mișcarea energiei vitale și de activitățile funcționale ale acesteia, tulburările de senzații, percepție, mentalitate și emoție sunt interpretate ca fiind o consecință a unor tulburări ale acestei energii, ceea ce duce în timp la disfuncții viscerale sau somatice. Trebuie să admitem firește că există dificultăți. Omul nu-și cunoaște în mod spontan starea spirituală decăzută. Nu e ceva ce poți să știi de la sine. Bolile de natură spirituală nu sunt atât de vădite ca bolile trupești sau ca cele mentale. De aceea, la acest nivel, simbolul are un rost esențial. Deși cauzele bolilor fizice și psihice sunt spirituale, acestea sunt mai greu de descoperit, iar în această ordine ne ajută ascetica ortodoxă. Ne oferă o descriere amănunțită a stării de boală în care zace omul căzut. Și pe acestea le puteți găsi în filocalie. Această descriere constituie planul duhovnicesc, o adevărată semiologie medicală și, datorită caracterului ei sistematic și coerent, o autentică nosologie. Semiologia, prin semiologie se înțelege partea medicinei care se ocupă cu descrierea simptomelor, iar nosologia este disciplina medicală care se ocupă cu studiul și definirea bolilor. Deci filocalia și scrierile sfinților cuprind pe lângă învățăturile duhovnicești, acelea prin care transcendem această viață și ajungem în împărăția cerurilor cum ne dorim, cuprind și aspecte medicale profunde pentru viața de aici, de pe pământ. De aceea, în textele patristice, duhovnicii sunt numiți în mod curent doctori ai sufletelor, căci cu adevărat sunt. Și de ce sunt? Cum au ajuns ei să fie în această poziție și postură de doctori ai sufletelor? Când spui doctor de suflet, spui doctorul întregii ființe, pentru că sufletul cuprinde tot. Și cum au ajuns acești duhovnici să se învrednicească de o asemenea stare? Pentru că s-au dedicat ascezei. Prin asceza respectivă, acești preoți duhovnici au devenit tămăduitori. Dar tămăduitori mai întâi a propriilor boli. Și apoi, când au înaintat pe calea sfintei nevoințe și au ajuns încercați și scusiți, au devenit și tămăduitori ale celor care vin să le ceară ajutorul. Atenție! Dacă nu ceri, nu primești. Asta a fost pentru live-ul de astăzi. Este doar o introducere, cum am scris și în titlu, pentru că, într-adevăr, există o conexiune foarte strânsă între boală și starea mentală, gând și intenție.
Iar la rădăcina păcatului, în esență, este intenția. De aceea, rămâneți aproape și vom continua cu această serie. Sunt lucruri minunate pe care eu le-am învățat și pe care eu le-am descoperit și sunt lucruri care ne dau putere și curaj să credem, așa cum scrie în Sfânta Scriptură, că zilele omului sunt 70 de ani și de va fi în putere 80. Dragii mei, vă îmbrățișez cu drag și ne vedem data viitoare.